aveți de gând să faceți cumpărături la reduceri? Deocamdată, ce să vă spun, că am cumpărat înainte de reduceri. Și sunteți interesat, v-ați interesat anul ăsta de reduceri? Nu. Și aveți de gând să cumpărați ceva sau să vă interesați? Deocamdată, ce să spun, să mă consult și eu cu fetele. Anul trecut ați profitat de ofertele de Black Friday, ați cumpărat ceva? Da, am cumpărat de la electrocasnice. Ce anume? Frigider, aragaz, un televizor. Și prețurile cum vi s-au părut? Un pic mai mici. Faceți anul ăsta cumpărături de Black Friday? Da, le fac. Online. Deci mă uit după ofertele care îmi vin pe mail și le fac online. V-ați pus deja în coș ceva? Da, mi-am pus, am căutat pe EMAG unele chestii de electrocasnice și pe pasconfort.com, de exemplu, unele încălțări care sunt foarte bune, foarte calitative, am mai comandat deja și mi-au plăcut foarte mult. Și prețurile cum vi se par? Prețurile pe EMAG mi se par un pic îngroșate, da, întrucât sellerii și EMAG și curierii trebuie să încaseze ceva și ei și de aceea prețurile sunt ridicate. Dar dacă comand pe site-uri direct, sunt mai ieftine și ce să spun? Adică, comparativ cu anul trecut, de exemplu, cum vi se par prețurile de anul ăsta? Anul ăsta s-au pus așa, sunt cotate la maxim, adică cât omul poate scoate din buzunar, atâta s-au pus și prețurile, adică s-au la limita maximă, la limita maximă. Sunt mai mari, deci, decât anul trecut, prețurile și reducerile nu sunt totodată atât de mari, să înțeleg. Da, și unele magazine implementează așa tehnica, nu știu, a mincinelii, că cu două luni mai devreme pun prețurile mai mari și de Black Friday, bam, o reducere care îi face mai generoși către oameni să cumpere de la ei. Ați făcut cumpărături de Black Friday? Nu, a fost o urgență. Ar aveți de gând să faceți? Nu. Nu v-ați propus? Nu v-a interesat nicio ofertă? Nu. Nici nu m-am interesat, sinceră să fiu, și nu-mi trebuie nimic. Deci preferați, dacă nu aveți nevoie, preferați să nu cheltuiți banii aiurea pe exact, cumpărat. Exact. Dacă nu am nevoie... Anul trecut ați cumpărat ceva de Black Friday? Nu. Nici anul trecut. Deci nici anul trecut. Nu. Sunt conservatoare. Ai făcut cumpărături anul ăsta de Black Friday sau ai de gând să faci? Am de gând să-mi iau un ceas, da. Anul trecut ai făcut cumpărături? Nu prea fac de Black Friday. Acum vreau să-mi iau un Apple Watch și de... cam atât. Dar v-ați propus să cumpărați ceva anul ăsta de Black Friday, de reduceri? Da. Ce anume? O mini drujbă cu doi acumulatori. Și prețurile cum vi se par? Nu. Nu cam e ceea ce spune, dar totuși sunt mai scăzute. Anul trecut ați profitat mai mult de reduceri sau cum vi s-au părut prețurile? Cam tot la fel, adică diferență nu mare nu există. Știți pontaia cu Vlad Țepeș? Că i-au apărut lacrimi de câte țepe sunt de Black Friday. Deci să înțeleg că nu prea credeți în reducerile de Black Friday. Niciun caz. Deci nu intenționați să cumpărați nimic? Fac un searching și să vedem. Da, există atâtea site-uri de comparație, compar.ro și multe altele, deci totul ține de educația de cumpărături. Anul trecut ați cumpărat ceva? Nu. Și prețurile cum vi se par? Prețurile sunt, dacă vă spun că sunt mai mari decât afară, cred că am spus tot. Faceți cumpărături de Black Friday anul ăsta? Încerc. Nu știu cât o să reușească. V-ați propus să vă cumpărați ceva anume? Nu, aș vrea să cumpăr un telefon. Și v-ați interesat de prețuri? Cum vi se par? Prețurile sunt la fel ca și pe site, și în magazine. Dar vi se pare că sunt reduceri considerabile în perioada asta? Nu. Deci nu e chiar așa cum se promite? Nu. Asta clar nu e. Dar anul trecut ați făcut cumpărături? Nu mai am
amintesc, sincer să fiu. Dar oricum, Black Friday, despre ce vorbim? Prețuri schimbate, apoi revin și tot așa. Ce vreți să vă luați? Un regal. Da? V-ați interesat de prețuri? Cum vi se par? Da, e bun prețul. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam să fie așa. Reducere de cât anume ați găsit? Păi cred că de vreo 500 este reducerea. Da. Și îmi convine. Nu, mama face. Și ce anume vrea să-și cumpere? Nu știu, de obicei cumpără de toate. Laptopuri, frigidere, electrocasnice, în mare parte că e peste 40 de ani, femeie. A văzut vreo ofertă bună? Nu știu, că nu vorbește cu mine, doar vedem produse la casă și cam asta e. Anul trecut ai cumpărat ceva de Black Friday? Eu personal? Da, telefon, laptop, consolă. Anul ăsta nu știu dacă o să fac upgrade-uri, că sunt ok. Și anul trecut prețurile cum ți s-au părut? Reduse considerabil au fost? Nu considerabil, dar au fost reduse unele dintre ele. Faci anul ăsta cumpărături, ai de gând să faci sau ai făcut deja cumpărături de Black Friday? Nu, deoarece vreau să fac economii, nu cheltuiesc banii aiurea. Prețurile cum ți se pare? Se par bune sau ți se pare că sunt doar așa vrăjeli țepe mai mult? Mi se pare că sunt umflate dinainte și apoi lescat ca să manipuleze oameni.